În vârstă de 43 de ani, Dorin Goian este favoritul suporterilor nemțeni pentru preluarea postului de antrenor principal al divizionarei secunde Cehlăul, rămas vacant după plecarea lui Cristian Pustai. Într-un sondaj inițiat de fanii grupării de sub Pietricica cu privire la numele noului antrenor, fostul internațional a ieșit pe primul loc cu 68% dintre voturi, urmat la mare distanță de Dragoș Militaru cu 7% și Daniel Oprița cu 6%. Printre cei votați la opțiunea alți antrenori s-au mai numărat tehnicienii Claudiu Niculescu și Costel Enache. Dorin Goian nu a refuzat o ofertă de a antrena Cehlăul, echipă pentru care a evoluat ca jucător în perioada 2002-2003. Cehlăul este povestea frumoasă ce mă leagă de acest oraș. Am avut un colectiv senzațional cu jucători adevărați de fotbal, deveniți mai apoi prieteni cu care încă mă întâlnesc. Da, normal că aș fi deschis la discuții și la o eventuală propunere. Piatra Neamț va avea tot timpul un loc special în inima mea, a spus Dorin Goian. Acesta a explicat motivul pentru care nu a antrenat după plecarea de la Foresta, echipă învinsă în barajul de promovare în Liga a doua din primăvara trecută chiar de Cehlăul, pentru că nu am primit nicio ofertă care să mă intereseze atât de mult. Au existat oferte doar de la echipe de Liga a treia, pe care le-am refuzat. Am suferit mult după ratarea promovării, ne doream mult acest lucru, dar nu a fost să fie. Din păcate am pierdut cel mai important meci din toate duelurile dintre cele două echipe, dar ăsta e fotbalul. De asta e frumos, a declarat Dorin Goian. Posesor al licenței pro, acesta a antrenat până acum Bucovina Rădăuți între 2017-2020 și în două rânduri Foresta Suceava, în 2020 și între 2022 și 2023.